În acest an școlar veți studia mai multe discipline decât ați studiat până acum. Veți face cunoștință cu profesori noi și poate chiar și cu colegi noi. Eu vă propun astăzi o lecție care se numește Siguranță și protecție. Este vorba despre normele de securitate și protecția muncii în laboratorul de informatică pe care voi trebuie să le respectați. Numele meu este Daniela Tarasă. Succes! Orele de curs ale disciplinei informatică și TIC le vei desfășura în laboratorul de informatică. În laborator trebuie să ai un comportament adecvat și să respecti mai multe reguli pe care le voi numi în continuare norme de securitate și protecție a muncii. Pentru a vă prezenta aceste reguli am ales o ruletă. Ia să vedem prima regulă. Nu vei lua cu tine în laborator lichide sau alimente. Următoarea regulă. Vei anunța imediat profesorul dacă calculatorul, tastatura sau mouse-ul nu funcționează corespunzător. Următoarea regulă. Nu vei atinge sursele de alimentare cu energie electrică, prinse sau prelungitoare. În laboratorul de informatică vei intra numai în prezența profesorului sau cu acordul acestuia. Nu vei muta sau deteriora calculatorul, mobilierul și oricare alte dispozitive din laborator. Nu vei demonta sau deteriora calculatorul, tastatura sau mouse-ul. Nu vei utiliza memorii externe, stick, CD, DVD, fără permisiunea profesorului. Am pregătit pentru voi câteva imagini de respectare și nerespectare a regulilor prezentate anterior. În dreptul fiecărei imagini veți avea și lista regulilor. Va trebui să alegeți din listă regula pe care o încalcă sau o respectă personajul cu pricina. Personajul din imagine distruge un dulap. Sarcina voastră este să descoperiți regula din listă pe care o încalcă. Fata din imagine dorește să intre în laboratorul de informatică. Este bine că a venit însoțită de profesor? Alegeți din listă regula corespunzătoare. Este posibil ca dispozitivul din imagine să fie o noutate pentru tine. Gândește-te și spune la ce regulă face referire. Cele două personaje sunt foarte supărate. Este bine cum procedează? Care este regula pe care o încalcă? În laborator veți găsi mai multe prize și prelungitoare. Este posibil oricând să observați ceva neobișnuit la ele. Care dintre regulile din listă se referă la acest caz? Cele două personaje au adus cu ele la calculator lichide și alimente. Oricând pot murdări sau deteriora calculatorul, mouse-ul sau tastatura. Care este regula ce trebuie respectată? În cazul în care tastatura, mouse-ul sau calculatorul nu mai funcționează, nu procedați ca personajul din imagine.
anunțați imediat profesorul. Citiți din listă regula care vă atenționează cu privire la acest aspect.